Vă salut! Băi, uitați-vă aici ce am găsit. Deci intrați la Viitor Sănătos. Da? Și scrie clar, cum pot să scap de puietul văros fără tratamente? Și ascultați o secvență de la băiatul ăsta. Dați. Deci când a schimbat regimul este limpi. Era o linie de cau, eu știu. Nici nu știu exact. Noi n-am... Nu contează. Nu suntem chiar așa de avansați. Sunt... Deci, ascultați tot filmulețul ăsta, intrați la Viitor Sănătos, ați auzit ce a zis, a avut o linie de becau. Deci aceeași problemă, reginele galbene a zis că în jur de 250 de stupi, toți plini de puiet văros. A schimbat becau și a băgat carnica, a scăpat de puiet văros. Ascultați filmulețul, deci intrați la Viitor Sănătos și o să... Vedeți exact rezultatul final care l-a avut acest apicultor. Adică mai bine zis ce am pățit și eu. Am zis că bag becau, că fac eu miere multă cu becau. Să nu mai aud de regine galbene. Mulțumim Viitor Sănătos pentru acest filmuleț. Care, uite, deci la Viitor Sănătos, da? Câte vizionări are aici? 700 de vizionări. Deci intrați la Viitor Sănătos și vă lămuriți clar la ce spune acest apicultor, din ce cauză i s-au umplut toată stupina, 250 de stup de puiet văros. Deci nu dăm vina lui. Deci nu-i vina apicultorului când apare puiet văros. E vina reginei care este sensibilă la așa ceva. Bun, asta am vrut să spun. N-are rost să las eu filmarea, că o vedeți aici. La... Deci, foarte simplu, intrați la Viitor Sănătos, canalul de YouTube, care are 20.000 de abonați și vizionați filmulețul. Încă o dată mulțumim Viitor Sănătos că ai pus această filmare și că ai fost la acest apicultor ca să filmezi la el. Și o să vedeți că în filmare aici spune că e bine să separ stupii, ăia care sunt cu puiet văros să-i bagi în carantină, adică exact ce am făcut și eu, de mi-am făcut acolo la deal, am în momentul de față 2 stupi duși acolo, și dacă în caz de mai apare vreunul, îi duc acolo. Deci, o carantină din asta e bine să aibă fiecare, o zonă retrasă unde să ducă stupii. Și el a spus că a încercat cu clor, cu fel de fel de medicamente și că nu a reușit cu nimic să-i salveze. Din momentul în care a schimbat genetica, adică altă rasă de albine, da? El parcă a spus că a băgat carnica, a început să vindece stupii și să dea înainte. Deci, exact ce am făcut și eu. Eu ce am făcut? Am schimbat rasa tată. Deci merg pe regine negre, care se spun că alea negre sunt cele mai rezistente. Carpatină, carnica, nu știu, caucaziană, ce vreți voi, să fie neagră regina, mă, tuci, să fie negru-negru. Uite așa, mă, cum e negru ăsta aici. Dacă toată regina e neagră din cap până la fund, aia e cea mai tare tată, aia e rezistentă la puiet văros. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.